Bună ziua și bun găsit la sesiunea de informare publică după ședința de guvern de astăzi, luni 2 septembrie 2024. Pe ordinea de zi s-a aflat o ordonanță de urgență care ajustează pragurile până la care pensionarii beneficiază de anumite forme de sprijin în contextul majorării pensiilor de la data de 1 septembrie. Astfel, pensionarii care primesc tichete sociale pentru alimente sau masă caldă, medicamente compensate și ajutor pentru încălzire vor beneficia în continuare de aceste măsuri. Detaliez aceste decizii. Pentru beneficiarii tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, limita de venituri a crescut de la 2000 la 2210 lei. În consecință, numărul total al persoanelor care beneficiază de aceste etichete în valoare de 250 de lei acordate odată la două luni se va menține la același nivel cu cel pentru tranșa din luna august a anului curent. Este vorba despre aproximativ 1,7 milioane de pensionari, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale. De asemenea, guvernul a majorat și plafonul veniturilor din pensii până la care pensionarii pot beneficia cu compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Acesta a crescut de la 1830 lei la 2020 lei pe lună. De programul de compensare cu 90% a medicamentelor vor putea beneficia peste 2.350.000 de pensionari cu pensii de până la, repet, noul prag stabilit astăzi, 2020 de lei. La fel ca până acum, în stabilirea acestui prag, nu se iau în calcul eventuale alte venituri obținute de beneficiari în afara celor din pensii și din indemnizații sociale pentru pensionari. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie, energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, va fi acordat în continuare tuturor persoanelor care au beneficiat de acest sprijin. Potrivit ordonanței de urgență adoptate astăzi de guvern, cuantumul majorat al pensiilor rezultat în urma procesului de recalculare potrivit legii numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie. Pentru a obține aceste drepturi, pensionarii vor prezenta ultimul talon de pensie emis înainte de recalcularea acestei pensii. Măsura se va aplica în perioada 1 septembrie 2024, 15 octombrie 2025. A fost o ședință de guvern cu doar două puncte pe ordinea de zi. Executivul a aprobat și va trimite la Parlament în regim de urgență un proiect de lege care completează legea numărul 222/2017 privind capabilitatea de apărare aeriană cu baza la sol. Concret, proiectul prevede că un sistem de rachete sol-air Patriot face obiectul unor acte de donație către terți. După adoptarea legii de către Parlament, Guvernul va putea emite hotărârea care va face operativ actul de donație. Tot executivul este împuternicit să reconstituie capabilitatea de apărare sol-aer a țării din bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale. Aceste informații se vor regăsi de altfel și în comunicatul poședință care va fi emis în minutele următoare. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Dacă nu sunt, mulțumesc încă o dată și să ne revedem sănătoși.